Ziua, bine v-am găsit. Astăzi avem un pic control de făcut. Un mic control la roiul artificial. Să vedem dacă avem ceva de făcut la el sau nu. Siropul l-au luat tot. Să vedem cum ouă matcă izolată timp de 2 săptămâni a fost această matcă ținută în colivie. I-am adus o ramă cu mâncare. Să vedem dacă mai are. După ploile acestea lungi, chiar sunt curios câtă mâncare mai a rămas. Mai are un pic. Un pic de mâncare mai are. Să văd și pe partea opusă. De aici au luat toată mâncarea. Aici au golit, era o ramă plină cu mâncare. Așa. Să vedem cum stă treaba la el. Aici este mâncare suficientă și puiet larvar. Aici am adus o ramă cu puiet căpăcit. Totul este frumos, ouat și cu larvar. Arată foarte bine. Aici a început să căpăcească, avem și mătuța aici. Acolo se vede. În partea de sus e marcată. Numărul 13. Bun, arată bine. Arată bine. Dar trebuie hrană, din câte am văzut eu acum, ca ea să continue să meargă înainte acest roi, trebuie hrană și spațiu. O să aduc acum o ramă cu mâncare imediat. Eu și-a adus un pic de polen aici și are și puiet căpăcit, acest puiet este de la ea și pe partea aceasta. Și ca totul să meargă bine, trebuie să venim cu hrană. Unii nu sunt de acord să le dai ramă gata construită, fiindcă nu, sunt rame mai negre, sunt folosite, dar iată aici, aceasta e o ramă mai maronie, așa, nu pot să-i zic că e neagră. O să o dau în extinderea cuibului. Iar aici voi veni cu o ramă de mâncare. După aia cred că cam așa o să ierneze el. O să duc o ramă cu mâncare. Am adus o ramă cu mâncare și iată cum arată ea.
O să și aia ceva mâncare. Asta era o ramă bună de extras, dar dacă faci roi artificial, trebuie să le dai mâncare. Așa. Și cu asta am cam terminat treaba cu el. Ce trebuie să-i punem lui este jumătatea cealaltă de bandă de oxalic. Eu aduc acum. Și ulei esențial. Și îl ținem așa până când se poate, până în septembrie, octombrie, depinde de luna respectivă. Mă duc să aduc tratamentul și ulei esențial. Bun, am adus banda cealaltă, așa o căută. Aici avem restul de tratament. Punem aici. Acolo o să-i punem oxalic. Ăsta ulei esențial. O să vedem unde să-i pun. Acesta e un roi artificial făcut mai mult din nevoie, dar îl îngrijim și pe el, ținem o matcă. Mai avem unul, mergem și la acela. Ce e important la uleiul ăsta esențial e că folosim acum și pelinul, ceaiul de pelin în combinație. Bun, acum mergem mai departe. Cu asta am terminat pe un timp destul de îndelungat, nu mai avem treabă cu el. Mergem la celălalt. Fiindcă avem doi astfel de roi. Aici avem și al doilea roi. Ia să vedem ăsta cum arată. Ăsta era mai binișor. La ăsta ar trebui să mai luăm încă rame, nu să dăm, dar să văd cum arată el. Știu că i-am dat o foaie data trecută. Am dat o foaie, are mâncare, cel mai probabil are mâncare, nu cred că suferă. Iată, aici avem foaia construită. Deja are puiet larvar. Și o oată tot frumos. Să vedem. Da, ambele părți.
Deci arată foarte bine. Îi mai scot rama cu mâncare să văd cum arată și cam atât. Acesta este nucleul ăla unde am prezentat acceptarea mărcii. De la ăsta va trebui deja să încep să scot câte o ramă cu puiet încet, încet. Îi dau o foaie la construit. O să vă arăt când o să-i scot rama cu puiet căpăcit afară. Eu acum ce-i fac lui ăsta, îi dau tratamentul. Față de primul roi care l-am prezentat, ăsta arată cu totul altceva. Mâncare foarte multă, suficientă, încât o să putem crește rame destul de multe la el. Nu va fi o problemă. Cu astfel de roi poți să crești rame mult și bine. Acum dacă i-aș mai da o ramă, dar stați să mă uit. Stați să mă uit și în partea asta la altă. Sigur îi trebuie o ramă. Da. Sigur are nevoie de o ramă, ia să vedem. Și aceasta e plină cu miere. Are și păstura. Deocamdată o să-l las în pace, că se mai descurcă el, încă 10 zile mai îmi trebuie și după 10 zile încep să fac acea lucrare cu scoaterea ramelor. Dar e un nucleu care deja e familie, așa să zicem. A fost format tot cu matcă împerecheată. Bun. Cam atât, acum se pun tratamentul. Se punem tratamentul cu oxalic. Și se pun o sticlă cu ulei esențial. Iată, cam asta e. Astfel îngrijesc eu acești micuți roișori. Sunt diferite metode de a îngriji roiuri. Acum fiecare alege cum știe mai bine, că fiecare învață în felul lui să facă un roi, dar eu zic că nu făcutul roiului este important, fiindcă la oricine poate să arunce două rame acolo și o matcă, nu e mare lucru. Mai greu e cu îngrijirea lui. Eu așa le îngrijesc. Venim cu siroper, cu tratament și mergem înainte. Iată. Cam așa facem la el. Bun, până data viitoare, numai bine.